Salutare tuturor și bine v-am regăsit! În clipul de astăzi o să vorbim puțin despre un pistol electric de vopsit de la Dexter. Pentru că toată vara nu am avut timp să-mi renovez apartamentul, am lăsat mai multă treabă pentru toamnă, așa că pentru a-mi ușura treaba mi-am cumpărat un pistol de vopsit electric de la Dexter, modelul de 600 de W cu compresorul separat față de pistol ca să nu carzi foarte mare greutate în mână. Exact așa o să-l găsiți și la raft, vine într-o cutie de carton, nu are ladă de transport din păcate. Aici avem cutia, o să întorc să vedeți pe toate părțile. Pe spate avem câteva specificații tehnice, o lungime a cablului de 1,80 m, o greutate de 2,3 kg, garanție 2 ani, câteva accesorii, este făcut de ADO Service din grupul acela cu Practil și încă câteva firme care aparțin de magazinul Leroy Merlin. Oferă trei tipuri de vopsire și haideți să-l deschidem să vedem exact cum vine ambalat. Eu l-am deschis doar ca să citesc puțin de pe manualul de instrucțiuni. Așa. Prima dată o să găsim acest furtun cu cauciuc peste el, deci nu este doar un plastic ca și furtunul de la aspirator, este puțin cauciucat. Aici avem pistolul pus într-o folie, o să-l scot direct afară. Mai avem o pâlnie, dar nu este o pâlnie ca să-ți umpli rezervorul. O să vă zic imediat la ce ne ajută. O centură pentru umăr și compresorul propriu zis. O să le scoatem din folie și o să vorbim mai amănunțit despre fiecare. Și un manual cu instrucțiuni care are și limba română. O să luăm cutia și o să o lăsăm deoparte ca să nu ne încurce. Și începem cu furtunul pentru că pe el am scos primul afară. Are o lungime de 1,8 metri, deci aproape 2 metri lungime. Este cauciucat dintr-un tub flexibil. Nu o să se rupă oricum l-ați învârti. Din păcate, antirăsucire nu are pe mufe. Deci, dacă îl întorci de câteva ori, o să se torsioneze. Nu sunt foarte multe de zis despre el. Ca și calitate pare ok deocamdată. Nu l-am testat. O să revin cu update, cu clip în secțiunea teste și o să vedeți acolo cum funcționează și ce știe să facă. Compresorul cu o putere de 600 de W. Nivel de protecție IP23, pe spate butonul de on-off sub o protecție de silicon și pe spate un filtru pentru praf. Deci ăsta ar trebui curățat, regulat, zic eu, după fiecare utilizare ca să nu se învechească, să fie tot timpul fresh. Aici suport pentru pistol. Locul unde intră furtunul are și câteva piciorușe aici, două piciorușe mai exact, care intră pe un canal ca să strângă furtunul să nu iasă, deci nu o să iasă de aici. Loc pentru prins centura aici și aici și în rest este din plastic, niciun fel de silicon de protecție pentru el. Pare destul de ok, nu este recomandat să sufli cu pistolul în direcția lui, deci tot timpul o să-ți trea în spate sau pe tine, dacă îl porți cu centura și nu-l lași jos. Lungimea cablului electric 1,8 metri. Îl lăsăm deoparte. Ca și accesorii, ați văzut centura. Haideți să o și deschidem să vedem exact despre ce este vorba. O centură simplă cu o protecție de cauciuc pentru umăr. Nimic sofisticat.
Aceasta, v-am zis, nu este o pâlnie pentru umplerea rezervorului, este o pâlnie pentru testarea densității materialului pe care îl utilizați. În manualul tehnic al pistolului o să găsiți un tabel în care vă explică pâlnea asta se umple și în funcție de timpul adică în funcție de cât durează să se golească, se calculează densitatea și în felul ăla vă dă câteva instrucțiuni ca să știți cum să reglați diuza, butonul și așa mai departe ca să echilibrați doza de material. Este foarte ok că se dă așa ceva. La alte pistoale de vopsit nu am văzut chestia asta și este chiar ok dacă îți dorești să faci un lucru foarte bun, având în vedere că el poate să lucreze și cu lavabilă, și cu vopsea pe ulei, și cu vopsea pe bază de diluant, și pe vopsea, cu vopsea pe bază de apă, atunci cam trebuie să știi proporțiile, pentru că nu poate pe vopselele lavabile trebuie întotdeauna diluate. Deci, ca să-ți calculezi cumva proporția, ai nevoie de această pâlnie care este foarte ok să o ai și dacă nu folosești centura, poate să stea aici sau o folosești odată și o lași jos ca să nu o porți după tine. Să trecem la pistol. Pistolul destul de mare, să zic, destul de bine echilibrat, nu o să scadă jos, stă frumos pe bazin și în același timp stă și pe picior, se poate observa aici că calcă jos. Pe mâner, un material siliconic nu chiar foarte moale, dar este ok, nu este ca și plasticul de pe compresor. Pe spate loc pentru furtun, deci aici o să intre furtunul, pur și simplu apeși și stă aici în funcție de poziția din care vopsești, îl poți întoarce. Dacă vrei să îl ții așa, că ți-e mai simplu, poți să-l ții așa și atunci îți faci o buclă ca să nu stea peste mână. Foarte multe reglaje nu are, deci e un reglaj simplu. Din șurubul, din rotița din spate, să-i zic așa, se reglează doza de material, cât de mult vrei să dea odată. Deci să nu ți-l facă foarte gros sau foarte subțire, de aici poți regla, dai către plus, cu cât dai mai mult către plus, cu atâta se apasă mai tare butonul, se poate și observa. Dacă focalizează camera, ar trebui să vedeți. Se apasă, rămâne aici 2 cm, îl strâng mai tare, nu mai rămân 2 cm, rămâne 1 cm. Dacă îl strâng de tot, rămân 5 mm și este la maxim. Ca și diuză, se poate regla pe 3 părți. Dacă în poziția orizontală, adică așa cum o vedeți acum, stați să-i scot furtunul ca să vă pot arăta exact. Deci, în poziția orizontală, jetul o să lovească vertical. În poziția pe diagonală, o să formeze un cerc, deci o să sufle în cerc. Și pe poziție, dacă puneți diuza pe verticală, o să sufle în orizontală jetul. Pentru curățarea ei, am uitat să precizez, lângă manual mai există încă un ac prin care puteți curăța orificiile dacă se înfundă cu diverși cu diverse substanțe. Era aici cumva, dar nu mai știu ce am făcut cu ea, sincer. Am scos, ba da, este aici. Dar că este foarte micuță și cred că de asta o și băgat aici. Este pur și simplu un ac care te ajută să, nu știu dacă focalizează, să-l vezi foarte bine. Deci este un ac cu care poți să cureți găurelele de aici. Deci găurelele astea, micuțe. Și ar trebui să poți să cureți și asta, numai asta nu e foarte indicat pentru că are ceva de silicon și oricum nu ar trebui să se înfunde. Și cam astea ar fi accesoriile, un rezervor de 900 de mililitri
Dacă nu utilizezi foarte mult material, e ok, poți face în funcție de cât e de viscos materialul pe care îl folosești, poți să-ți faci un calcul la cât îți ajunge un rezervor, la câți metri pătrați. Din calculele mele ar ajunge un rezervor undeva la 5 metri pătrați cu lavabilă, să zic. Un strat subțire, lavabilă diluată. Rezervorul se desface prin învârtire. Are aici o garnitură destul de ok. Gradaj până la 900 de mililitri și la fel s-a strâns. Și cam atât. Având în vedere că face parte din grupul ADO Service, beneficiază drept de retur 90 de zile, garanție 2 ani și ca automat o să găsiți și piese. Cam asta e poziția lui în timpul lucrului. Așa se și transportă. Mi-aș fi dorit să aibă o cutie de transport, să fiu sincer, dar asta este, n-am văzut foarte multe cu cutie de transport, probabil pentru că sunt destul de voluminoase și atunci au găsit această metodă. Foarte simplu de utilizat, furtun lung și destul de elastic, aș putea zice. Astea fiind spuse, până data viitoare, vă rog să-mi lăsați în comentariu părerea voastră, să dați un like, să vă abonați la acest canal și să dați și un share dacă v-a plăcut și credeți că merită să-l vadă și prietenii voștri.